Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Astăzi am făcut o tartă cu prune. Super delicioasă, super gustoasă. Și ca să vedeți cum am făcut, vă rog să vă uitați în continuare la acest filmuleț și dacă aveți undeva nelămuriri, cu drag vă pot da detalii. În filmuleț nu am dat foarte multe detalii pentru că am fost apelată, dar vă pot spune acum la început că puteți solicita detalii, merită, este foarte bun, este un blat nu sec, deci e un blat super bun. Și cu prune îi perfect, îi super delicios și nu este foarte dulce. Acum voi puteți pune mai mult zahăr dacă doriți. Eu nu prea sunt cu dulciurile, de aceea eu cam reduc la toate preparatele unde se cere zahăr, eu reduc din cantitatea zahărului și așa le mai accept și eu să le mănânc. Așa că vă rog să fiți până la final alături de mine. La final o să pun și meniul zilei. Așa și punem asta pe foc. Punem cam... cât să zic, că asta o lingură mai mare. Două. Trei. Ca să zic, cam 6 linguri de zahăr. Asta ca să aveți idee cam cât zahăr am pus eu. Aprindem focul. Și lăsăm să se caramelizeze zahărul. Dar la foc... foarte mic ca să nu se ardă. Numai acum, un pic până începe să se încălzească. Și punem zahărul la caramelizat. Bun, și reduc focul. Și între timp am să bat albușurile spuma. Bun, nu prea unde să pun telefonul, dar cred că vă dați seama. În asta vreau să... pun blatul la copt. Aici am să pun albușurile să se bată spuma și gălbenușurile le pun după aceea. Așa. Suntem atenți și la zahăr. Așa. Să le separăm repede. Bun. Așa, repede, ne mișcăm, nici să nu vă plictisesc pe voi. Am acum o idee așa, să fac ceva. 5 ouă pun, deci eu pun 5 ouă la acest, așa m-am gândit și vă arăt cum fac eu acum. Ar fi posibil și să nu mai fi făcut rețeta asta, dar acum, deci pe moment... inspirație de moment. Bun. Deci am pus niște prune la... prunele le-am pus la... în apă caldă, în chiuvetă. Ca să se descongeleze și... așa, și pornim mixerul. Bun. A fost oprită camera.
dar n-am știut. Am fost și sunată la telefon, dar între timp eu am lucrat și vă explic ce am făcut eu aici. Deci am aranjat prunele în acest vas. Am turnat zahărul caramelizat și am aranjat prunele în acest vas, peste zahărul caramelizat. Aici am amestecat, am bătut albușul spumă. Deci am bătut albușul spumă, 5 ouă. Am pus făină, am pus 12 linguri de făină, 5 linguri de zahăr, să vedem cât e de bun. E bun? 5 linguri de zahăr, cam 100 de mililitri de smântână, 100 de mililitri de ulei, o jumătate de linguriță de sare de lămâie și o jumătate de linguriță de bicarbonat. Și asta le-am pus în loc de praf de copt, pentru că nu am praf de copt, dar așa fac, nu am și eu mai fac și fără praf de copt. Bun. Și torn aici peste că nu-i prea mult la cocă și să vedem ce va ieși. Fără plouă. Așa. Ia să vedem noi. Și-l băgăm la cuptor. Cred că am uitat să vă spun că și gălbenușurile sunt tot aici. Cuptorul este încălzit la maxim și am să-l bag la cuptor pentru 30-35 de minute. Deci să vă arăt cum arată prăjitura mea. Uitați ce bine arată! Wow! Ce s-a umflat colțul ăla! Bun! Am verificat cu scobitarea acolo și îl mai lăsăm 10 minute. Deci ăsta 20 de minute, îl mai lăsăm 10 minute. Am și redus focul la jumătate. L-am scos din cuptor, așa arată, uitați ce bine a crescut blatul meu. Am să-l las un pic la răcit, după care am să-l scot întors pe o tavă sau încă nu știu exact ce o să găsesc să îl să-l scot. Uitați ce bine arată! Da, și coptă foarte, foarte bine și am să îl scot să se insiropeze bine și blatul. Arată foarte bine și aici. Nu știu dacă se vede pe camera. Dar se văd acolo prunișoarele. Bun. După ce am răsturnat-o, încă e foarte caldă, dar nu-i mai fierbinte, mi-am adus aminte că poate că v-ar fi plăcut și să o filmez. Deci prunele le-au lăsat foarte mult suc. Și ia să vedem cum iese de aici. Bun, l-am lăsat să se răcească. Aș fi vrut să arăt mai mult din filmuleț, dar așa sunt când ai copii. Vreau să-l și tai cu voi. Wow, ce bine arată! Ia să vedem, s-a muiat un pic, e aproape rece deja. Ia să vedem cum pot să o scot o bucată de aici.
Ah. Ia să vedem noi cum arată, foarte însiropată și foarte bun blatul. Nu e un blat sec, e un blat super, super bun. Nu-i foarte dulce, că ați văzut că n-am pus zahăr mult. Ia să vedem. De-ați ști ce bună e. Sigur ați încercat rețeta mea. Îmi pare rău că n-am putut să vă dau mai multe detalii, dar vă pot scrie în comentarii în mai cu deamănuntul rețeta. Îmi place că nu-i foarte dulce și nu-i aluatul sec. E super, super bun. Ce-mi place. Știți că eu nu prea mănânc dulciuri, așa că ăsta e ceva perfect pentru mine. Perfect! Mulțumesc că mă urmăriți. Vă pup. Cam așa arată. După ce l-am tăiat, ca să vedeți și voi, este super delicios. O să duc o farfurie sus la copii. Și în continuare veți găsi și meniul zilei. O zi minunată și binecuvântată. Meniul pentru astăzi. Crispy din piept de pui. Uitați ce bine arată, cu cartofi prăjiți și sos de usturoi cu iaurt și maioneză. Uitați ce bine arată. Super, super și foarte, foarte gustoasă. Cartofii sunt prăjiți în o ulei de cocos sau un tură de cocos, la fel și crispy. Aici avem, hai dragul meu, te aștept. Haide, uite ce, uite ce sărbătoare asta e astăzi. Nu uzi de la tavă împinsă așa mâncare de calitate. Nu, de calitate nu. Bine, glumesc, uite. Deci că suntem la McDonald's. La McDonald's, da, chiar. Bun, să avem poftă.